Da, în această perioadă am oprit în guvern, alături de câțiva colegi, și banii către presă, în plină criză sanitară, cu un buget al sănătății care ajunge nu până la sfârșitul anului, în condițiile în care avem cheltuieli fulminante legate de vaccinare, de testare și nu numai. Nu cred că era oportun să prelungim ceva ce s-a întâmplat anul trecut și asupra căruia nu vreau să mai comentez. Spuneam că nu există un singur loc în sănătate care să nu fi fost afectat de politizare. Am avut acum 2 săptămâni evaluarea directorilor de DSP. Vă pot spune că nivelul profesional al unei părți a acestui corp profesional este... nu ne face să fim mândri. Nu e unul cu care să ne mândrim. În condițiile presiunilor din ultima perioadă, în condițiile în care ceea ce avem nevoie în sistem este profesionalism, decență, lipsă de politizare, depolitizare, este imperios necesar ca depolitizarea să continue și să accelereze în perioada imediat următoare. Avem nevoie de adevăr și asta a încercat Ministerul Sănătății, întreaga echipă, prin transparentizare, dar de asemenea prin ajustarea indicatorilor, de asemenea prin schimbarea criteriilor pentru carantină, prin toate acestea, credem noi că lucrurile mergeau în direcția corectă. Nici pandemia, nici sănătatea nu pot fi gestionate doar în spitale. Dar este în responsabilitatea noastră să ne asigurăm că toți indicatorii reflectă realitatea, nu povești nerealiste, și că deciziile sunt luate pe baza datelor, pe baza adevărului. Am creat o linie de sprijin psihologic pentru persoanele afectate de pandemie.